Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică SUA, la o nouă analiză. Și înainte de a începe acest video, vreau să vă anunț că am deschis o nouă pagină de Facebook. De fapt, este un profil. Pagina încă nu am apucat să o fac, deși eu aveam un profil de foarte mulți ani și acolo era pe dezvoltare personală, pe analiza destinului, folosind o anumită metodă chinezească de analiză a destinului. În momentul când am început să am aceste 4 canale de YouTube, lumea îmi cerea prietenia pe acel profil de Facebook. Din nefericire, acolo n-am postat niciodată, pentru că specificul lui era la început exact ce v-am spus, și din acest motiv am deschis un profil de Raducu Ursu. Mă veți recunoaște după această poză cu această cămașă albă, mai mult decât atât, după acest cover, da, și undeva în prezentare, trader, piața Forex, Crypto, piața Americii și Bursa de Valori București. Acesta sunt eu, mai sunt câțiva, vreo 2-3 Raducu Ursu în România, dar dacă sunteți interesați, eu vă invit să îmi cereți prietenia, o voi acorda tuturor, și aici postez mai des fie videouri, fie poze pe Forex, cum am pus astăzi dimineață, poze pe Bursa de Valori București, ce-am mai pus, poze pe Crypto, tot la fel, acum o oră am pus o poză pe Crypto, și evident că voi pune și poze pe acțiuni americane. Voi face mult mai des, aproape zilnic, pentru că mi-este foarte ușor să fac o poză decât să fac un video. Și îmi place foarte mult să fac video, dar îmi ia foarte mult timp și de curiozitate să vedem. Am făcut, aoleu, Doamne, acum 2 săptămâni. Chiar nici nu mi-am seama cum a trecut timpul și nu am făcut video pe acest canal. Da, sunt foarte prins cu foarte multe și nu mi-am dat seama că a trecut atât de des. Deci vă invit, dragii mei, aici voi posta doar poze și video când le voi face, dar în special poze, pe cât posibil le face zilnic, pentru că mi-a câteva secunde, pe când dacă aș face un video, mi-a jumătate de oră, poate o oră, cu vorbitul, cu montatul pe downloadarea softului, cu urcatul pe YouTube, cu corectatul, cu toate alea, mi-a destul de mult. Așa, pac, pac, tiki-taka, dar în câteva secunde am pus o poză, l-am pus pe profil și vă puteți bucura de ea. Deci aceasta ar fi cumva noutatea acestui video. Mi-am făcut acest profil, sper că se vede mai bine cumva, nu știu, aici. Raducu Ursu, am deocamdată puțin, l-am făcut foarte recent, dar 278 de ore de prieteni în câteva zile, o săptămână, știu eu. E bine, cine vrea să mă urmărească, mă urmărească, totul este absolut gratuit. Da, și aici voi pune poze. Bun, hai să mergem la analiza noastră. Astăzi m-am gândit să analizăm Tesla. Și mergem pe platformă. O să... Da, stau bine, ce o să mă fac puțin mai mic. Da, și mă bag aici într-un colțișor să nu încurc. Deci Tesla, graficul weekly. Acum câteva săptămâni citisem că cineva cu bani a cumpărat de 50 de milioane de dolari acțiuni Tesla, sperând că ea va ajunge la 500-700 de dolari. și cred că din punct de vedere tehnic nu s-a înșelat absolut deloc. Și haideți să vă și arăt de ce. Da, pentru că să vedem noi. Aici am avea 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Hai să punem cel mai mare grad, culoarea roșie. Parcă e prea mare cercul acesta, mileniu, parcă e mai frumos. Acest val 3 este și el subdivizat, după cum vedeți, și este extrem de important să etichetăm trecutul pentru a ști odată ce va face prețul în viitor și a doua oară să știm când să intrăm în piață. Pentru că, după cum vedeți, după finalizarea valului 2, prețul a urcat, da? După 2 urmează 3, a făcut o corecție și aici puteam să reîncărcăm din nou o baterie, să cumpărăm din nou acțiuni și le vindeam la finalizarea valului 5. Când se finalizează valul 5, trebuie să cunoașteți Elliot, mă urmăriți pe mine și vă ajut în această direcție. Apoi, după finalizarea valului 4, aici cred că aveam și un triunghi. Da, după o creștere destul de mare, de 2700%, evident, în ceva, ba nu, 2020, 2002, într-un an de zile, 2700%. Wow! Da, deci cât de băneți s-a putut câștiga cei care au investit în 2020? 100 de dolari, dacă investeai, aveai 2700, 1000 de dolari, aveai 270. Ha. Da, bun. Valul 5. După o creștere de 2000, opa, asta s-a greșit atunci undeva. 2665. Nu, n-am greșit cu nimic. A, 3828 la finalizarea valului 5. Deci tot într-un an, un an și jumătate, a făcut 3800 de dolari, dragii mei, Tesla. Apoi a făcut o corecție. Aici era foarte bine pentru cei care, ca și mine, care tranzacționează short. Era mină de aur, pentru că aveam această etichetare. Hai să o punem micuță totuși. Aici am finalizat un val A, B, punem CO aici, debifăm. Aici, dacă vreți, avem din nou un 1, 2, 3, 4, 5. De ce mă interesează etichetarea? V-am explicat, aici puteam să intrăm short la greu, pe graficile inferioare și puteai shorta de zeci, de sute de ori pe acest trend descendent și puteai să câștigi sute și mii de RON pe o singură tranzacție, doar pe short. Evident că foloseam și levierul, da? Că de aceea este short. Dar de aici, dragii mei, lucrurile se schimbă puțin, în sensul că eu consider că această corecție care a început la 412, s-a finalizat la 100 de dolari. Iată ce frumos, 102 dolari. Și de aici, din punctul meu de vedere, prețul va crește foarte mult. Nu știu dacă acea femeie care a cumpărat de 50 de milioane de dolari Tesla a angajat un analist tehnic sau nu, sau se bazează cine știe pe ce. Deoarece, odată cu finalizarea la val 5, se închide un val mare, un val foarte mare. Punem 3, 4, 5. Aici îl vom pune pe cel mai mare posibil, că trebuie. Hai să punem culoarea verde. Avem valul 1, valul 2 și țineți-vă bine, dragii mei, pe scaun, fotoliul unde sunteți. Tehnic, Tesla a trebuit să urce la stele. în viitorul evident de-a lungul anilor, dacă, Doamne ferește, nu apare vreun război, Rusia-China, război mondial, cataclisme, etc., etc., etc. Odată finalizat acest val corectiv, prețul e obligatoriu să treacă de maximul valului 1 și să urce foarte mult. Dacă vreți ca și target, teoria spune că valul 3, un prim target ar fi la 1.61, iată că deja ar fi, un prim target ar fi aici, la 605 $. Al doilea target poate să fie aici, al treilea la 261, unde se oprește nu știm și nici nu ne interesează unde se oprește, pentru că noi suntem deja long și ne dăm seama când prețul va face o corectiv, pentru că vom analiza evoluția acestui trend ascendent cu valuri, subvaluri și cam știm când se va finaliza. Dar, slavă cerului, de la 160 de dolari către acum până la 600, cam de 4 ori, zic eu, da, ar fi de investit în Tesla. Acesta este graficul weekly. Observați weekly, fiecare bară reprezintă o săptămână și dacă mergem pe graficul daily, aici mi-a dispărut etichetarea, nici nu mai contează, n-are rost să ne întoarcem în trecut. Ia să vedem, aici avem un... o secundă. Avem un val C finalizat și am spus că de aici cred eu că prețul s-a finalizat, trendul s-a finalizat complet. Și de aici vom începe să urcăm. Dacă luăm la puricat, în ghilimele, acest trend, observați ce creștere frumoasă a avut acest val de aproape 100%. Și din punctul meu de vedere, aici avem un val 1. Imediat avem un ABCWX, ABCY. Punem valul 2 frumos aici. Ah, scuzați. 1, 2, 3, 4, 5. Evident că vom coborî. Punem milenium, punem culoarea. Hai să lăsăm așa. Tot este culoarea verde, culoarea creșterii. Și vom pune aici cumva WXY. Și ce trebuie să facem noi? Trebuie să așteptăm ca prețul să treacă de această zonă, să vedem cu adevărat dacă acest val Y din 2 s-a finalizat. O secundă că... Așa. Și hai să punem și aici un preț. 168. Mă rog. Undeva pe aici, 167, 168, da? De aici zic eu că prețul pe Tesla ar trebui să urce foarte, foarte mult. Și pentru cei dintre voi care fie sunteți speculatori, fie ca mine, fie investitori, dacă prețul trece de acest 167, 168, puteți să intrați doar long pe diverse time frame-uri până la, nu știu, 460-400 de dolari. Dacă mergem pe graficul de 4 ore, aici am putea să vedem dacă un alt grad mai mic, evident, schimbăm culoarea, punem, nu știu, un lila. Și dacă prețul trece de acest 167, 160, ia să punem noi așa. Hai să vedem mai bine. Uite, 165. Trece de 165, clar că începem un trend ascendent și putem investi sau specula la greu pe timeframe-urile inferioare și având bani de buzunar în fiecare seară, sau dacă sunteți investitori, vă uitați peste jumătate de an, un an de zile. Deci, în mare, aceasta este analiza mea. Așteptăm finalizarea acestei mici range, mici consolidări pe care voi o vedeți aici. Uite, eu cred că e mai bine așa. Și dacă prețul sparge, evident, în sus trece de acest 166, da. Da? Ne așteptăm doar la lung, pe un termen foarte, foarte lung. Evident că pentru cei care speculează ca mine trebuie să mergem pe graficele de o oră și așteptăm finalizarea valului 2 și intrăm ori de câte ori prețul face o corecție. Ia să vedem, uite cum a fost aici, am avut un val 1, a făcut o corecție, haideți să vă și arăt, 1, ABC, 2, 3, ABC, 4, 5 îl punem aici, da, și intram long frumos la finalizarea valului 2, așa cum mă aștept să fie și aici, pardon, da, dar acum vă arăt cum se câștigă bani, cum fac eu ca să câștig bani pe, da, și intru undeva exact în această zonă, am confirmarea că valul 2 s-a terminat pentru că a trecut de acest minim și am intrat long, observați că s-a și făcut un gap, așteptăm finalizarea acestui pattern corectiv după orice val impulsiv sau creștere apare o corecție, oamenii marchează, evident ca și mine, și o luăm din nou de la 0 cu băgăm acest profit în noul preț, astfel încât contul vostru crește foarte mult și în această zonă urcăm spre valul 5, dacă vreți, haideți să vedem la cât s-a finalizat la undeva între 0.38 și 0.5, observați, aici avem noi targetul, eu pun un target cam așa și mă uit în această zonă, am marcat și am băgat banul în buzunar pentru că, dragii mei, ce vedeți, prețul coboară. Da? Este evident să fie așa, nimeni nu, orice grafic veți vedea, crește, scăderi, crește, scăderi. Eu cam așa fac mereu și se câștigă enorm de mulți bani pe graficile inferioare. Bun. Sper că ați înțeles analiza mea pe Tesla, sper că să vă fie de folos, repet, fie că sunteți investitori sau speculatori ca mine, eu prefer așa pentru că pun capul liniștit pe pernă și chiar cu sufletul foarte încărcat de bucurie pentru că câștig bani cu fiecare zi ce trece pe aceste analize, fie long, fie short, tranzacționez pe o platformă MT4, unde îmi permite să intru și short pe ele, pe time frame-uri mici, de o oră, jumătate de oră, un sfert de oră, uneori chiar și 3 minute, specialitatea mea pe Forex și Crypto. Bun, am văzut că cineva m-a rugat să mă uit pe Octavian, celebra P.A.T.H. Asta, hai să vedem. Săraca companie a unui român de-al nostru, cred că se scufundă ca Titanicul la... de la cât e aici? De la 90 de dolari a ajuns la 12 dolari, 12,5 și din nefericire prețul va coborî și dacă... Hai să vedem o singură chestie. Ar fi o șansă, dar mi-e foarte greu să cred. Dar haideți să vă arăt. Ca să nu vă zăpăcesc cu etichetarea, facem o chestie rudimentară. Și anume, am 1, 2, 3, 4, 5. Hai să zic 1, 2, 3, 4, 5. Dacă prețul nu trece de 10,62, am avea șanse la acest scenariu. Dacă prețul coboară sub 10,62, se anulează absolut totul Și dacă ar fi așa, am avea acest scenariu. Ori, uite, trebuia să-l las pe acela, hai să facem așa. Punem culoarea roșie, ca voi să înțelegeți ce vreau să fac. O să pun și din nou, acum mi-a venit ideea. Este simplu, întotdeauna în trading se lucrează cu scenarii, asemenea unei partide de șah. Ești tu cu adversarul și întotdeauna trebuie să anticipezi, ca într-un război, practic, da? Trebuie să anticipezi mișcarea adversarului ca tu să contrata, să-ți iei măsuri, să anihilezi, da? Așa și aici, haideți să vedem ce va face prețul în această zonă, dacă începe să crească și trece de maximul valului 1, clar că avem șanse la un trend ascendent și punem aici o săgeată, dar dacă prețul, cred că v-am zăpăcit, dar voi ați înțeles, suntem pe graficul weekly, dacă prețul trece de, hai să fim mai exact, la ultimul minim de bară, da, trece de această zonă, mergem pe scenariul roșu, totul se poate măsura, dar vom avea acest scenariu, tragem o linie aproape de 0, și Dumnezeu cu milă. Ce pot să spun? Da? Cam așa văd eu această evoluție a acestei companii. Mă tem că prețul va sparge datorită, observați ce bară puternică are în fiecare săptămână, ce scăderi. Evident că poți să câștigi niște bani pe time frame-urile inferioare. Specialitatea mea. Da, unde e prețul? A, uite aici. Ia uite, frații mei, ia uite ce cădere de cădere. Uite ce vă spuneam, da? Prețul coboară, face o corecție intra-short. Face o corecție intra-short. Ia uite ce bănet câștigați doar pe această bucățică. Și asta a fost acum săptămâna asta. Da, și înmulțești, pui $50, hai să vedem. Să spunem că aici ai pus $50 stop loss-ul, deci nu intrați în piață fără stop loss. Cât am 2 și aici am 7, ar veni aproape de 4 ori. Asta înseamnă că câștigai $200 pe această coborâre. Dacă puneai stop loss de $100, câștigai $400, 400 ori cam 5 luni. Cam 20 de milioane pe săptămână, sau mă rog, suntem în 5, vineri, miercuri, joi, 20 de milioane pe, mă rog, 2000 de RON, hai să fim mai moderni, zic eu că bubuie. Din acest motiv eu nu sunt investitor. N-am răbdare să văd că am conturi mari, după aceea scade, iar crește, iar scade. Nu stau prea bine cu răbdarea și de acest motiv marchez, intru cu mult, marchez profit și am băgat bani în buzunar și contul crește ca făt frumos. Poți să duci contul de la câteva sute dolari până la $1000 pe lună. Evident că aceasta este analiza, dar voi trebuie să aveți o strategie de intrare în piață, dar asta este altceva și mai vroia. Am mai văzut eu ceva pe aici. Daniel, mulțumesc, Raducu, spor în toate. Manuel, mulțumesc, Raducu, cu mare drag tuturor. Alice, dacă vrei să actualizez Microsoft, aveam parcă undeva pe aici. Uite, aveam și o bulină aici. Hai să vedem ce am eu aici. O secundă să pun pe 4 ore. Pe 4 ore. Pe 4 ore văd ceva de acest gen. Am 1, 2, 3, 4, 5. Hai să vi le arăt imediat. Da. Aici am închis un val. Hai să punem așa ABC. AB. Vom pune C-ul aici. Și, dragii mei, mă aștept în următoarele zile săptămâna viitoare, cu micile corecții de rigoare, prețul să meargă spre cât o fi el pe aici, 350, uite o sumă rotundă, round number, da, așteptați corecțiile, deja o deschidere mare cu gap, posibil prețul să coboare, să urce, așteptați permanent corecții și intrați long. Uite, hai să șterg puțin, să facem o analiză, cum să intrați. Observați că aici o să învățați la cursul de Elliot, când îl voi ține, că sunt tot felul de patternuri corective. Prețul a crescut, a făcut un pattern corectiv, aici puteți să intrați long. Din nou o mișcare laterală, din nou o mișcare long. S-a umplut, s-a închis un val mare, apoi prețul a făcut o corecție. După finalizarea corecției, brusc, a făcut un gap imens. Așteptați, dragii mei, da? Prețul a urcat, iar face o corecție, iar va urca și tot așa. Bun, cam aceasta a fost, dragii mei, video pentru această... Opa, ce bine că am suprapus sonorul cu video. De la o sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut acest video undeva, puteți să-mi dați un like la acest video, trebuia să spun la început. Dacă vă place, sper să vă fie de folos. Și nu uitați Crypto, că erau singure cele 4 canale care m-au rugat efectiv să învăț analiza tehnică și am învățat tot felul de să deveniți prieteni pe canalul meu, pe pagina mea privată, tot ceea ce fac. Profilul meu, da, o să fac și o pagină de la o persoană pe profilul meu unde mă pune foarte bine astfel de analize, evident că sunt formă de grafic și o mică explicație cum am făcut astăzi pe Euro-USD, cum am făcut pe BVB sau pe Crypto, da, unde am făcut o analiză și arăt săgeata și voi trebuie să urmăriți ce va face prețul în funcție de analiza mea. Dragii mei, azi este vineri, vă doresc o zi absolut superbă, un weekend absolut minunat, relaxați-vă, plimbați-vă, distrați-vă, simțiți-vă bine, dacă Dumnezeu ne-a făcut să fim permanent fericiți, numai că noi suntem uneori mai sadici și mai încălcăm niște chestii. Și ne întâlnim cu bine săptămâna viitoare sau și mai foarte des ne întâlnim pe profilul meu de Facebook, Raducu Ursu, unde voi urmări să postez mai des acolo și evident voi continua săptămâna viitoare cu o altă companie de analizat pentru cei care dintre voi sunteți investitori. Dar mă pliez și pentru cei speculatori ca mine să vă arăt pe parcursul de săptămâni cam cum aș vedea evoluția acelei companii, ca voi să câștigați bani zi de zi prin speculații și, mă rog, ajungi pe cei care vor să devină investitori. Ce să vă mai spun, dragii mei, toate cele foarte bine, ne revedem cu bine săptămâna viitoare și pe Facebook, am o treabă cu privatul ăsta. Am de gând să fac un canal, un grup privat și cred că aici mi-a venit o idee cu grup privat, acolo să pun chestii care nu-l pun nicăieri și cred că mintea mea subconștientă iese la iveală și mă dă de gol. Dragii mei, toate cele foarte bune!